Salut! Eu sunt Ana, bine ai revenit pe canalul meu la un nou episod de 10 lucruri pe care nu le știați despre mine. Am cam amânat al doilea episod, da, primul datează de ceva vreme, dar nu-i nimic. Am pregătit ceva foarte personal în acest episod. Este vorba despre operația mea de fiere. Poate și de asta am amânat așa de mult, nu știu. Ok, ce o să vă povestesc? Practic, cum. Ce simptome, da, am avut, cum am aflat sau cum s-a pus acest diagnostic, cum am ajuns la operație, cum a decurs operația și, bineînțeles, etapele de după operație. Poate că unii se vor regăsi, da, în, în acest episod sau poate că o parte dintre voi doar aveți câteva simptome. Sper că acest episod să vă aducă câteva informații despre, nu știu, ceea ce trebuie să faceți dacă vă confruntați cu această, acest tip de problemă. Hai să dăm drumul! Ok, înainte de a începe, vreau totuși să fac o mică precizare ca să fie poate mai bine înțeles, da? Eu o să vă relatez e, cazul meu, dar asta nu înseamnă că este general valabil sau trebuie să l urmați, da? Deci cel mai bine este, bineînțeles, să consultați un specialist și diagnosticul să fie pus, bineînțeles, de un medic, să faceți analizele care care sunt necesare înainte de a iniția orice orice demers. Ok, mulțumesc. Bun, cum a început la mine? Povestea datează de mai de mult, cred că, nu știu, din 2010, 2010 sau 2011, atunci am avut prima criză biliară. Așa se, numește, așa se numește în termen mai științifici. Cum s-a întâmplat? Practic după ce am mâncat o masă mai grasă, adică, mă rog, cu un sos mai, mai gras, practic am început să am acele spasme gastrice, biliare și durerile au fost foarte mari și am ajuns de urgență la, la spital. Ok, acolo medicii, bineînțeles, mi-au făcut diverse analize și diagnosticul a fost pus de, la vremea respectivă, au fost calcul biliar, adică este acea etapă în care ai doar pulberea, doar pulbere, adică la nivel de bile ai pulbere, da? deci nu sunt formate încă pietrele. Bun, la momentul respectiv mi s-a recomandat regim da, de evitat mâncăruri grase și cam atât. Deci a fost mai mult și bineînțeles să reluate analizele, dar a fost mai mult niște recomandări pe partea de nutriție. Bun. Cam acolo se oprea prima, prima parte, da? după incidentul acela nu am mai avut probleme. Și mi-am continuat, bineînțeles, ritmul normal al vieții, că na, dacă nu mai am crize, dacă mi-e bine, uităm un pic de regim alimentar și aia a fost. Nici nu prea înțelesem eu care e faza cu pulberea aceea biliară. Ok. Bun, și ne întoarcem, de fapt ajungem în 2018 și într-o zi, deci nu nu se întâmplase nimic deosebit în ziua respectivă, uh, pur și simplu după pauza de masă, da, de la muncă, uh, la fel am început să am acele spasme uh, la nivel de stomac și mi era foarte, foarte rău, deja începeam să am palpitații, inima a început să-mi bată foarte tare uh, și până într-un final când am vomitat. În momentul în care am vomitat, atunci s -au, -au, trecut și durerile de stomac și, au început, și nu n am mai avut spasme. Bun. Ce, prima oară am crezut că bun, a fost o indigestie alimentară, dar nu mi-a prins ceea ce am mâncat la masă și, și atât. Nu, ok, mi-a fost rău o ziua respectivă și cam atât. Nu, nu am dat o foarte mare importanță. Și apoi de aici începe povestea. Tot anul 2018 au început ca aceste uh, dureri să fie din ce în ce mai frecvente și practic de fiecare dată când mâncam un aliment care declanșa, practic punea la lucru uh, bila sau fierea, uh, practic aveam acele crize. Ok, practic trebuia să ajung la doctor. Doar că, bun, aveam o situație un pic mai delicată, tocmai ce mă mutasem la Bacău, nu aveam medic de familie, cardul meu de sănătate era undeva în Tulcea, nu, știam, nu mai știam de el pentru că fiind plecat în Franța rămăsese undeva în aer, deci nu aveam card de sănătate. și practic au fost tot felul de, nu știu, mici lucruri care coroborate și cu, nu știu, activitățile mele și datoriile mele dat de muncă, uh, au făcut să ajung foarte, foarte târziu în, uh, la doctor. Ca să vă dau o idee, uh, practic eu începusem să-mi aceste dureri din februarie și am ajuns la medic abia în august. Adică în august mi-am făcut analizele și apoi cu analizele am fost la uh, la doctor. E, da. Mi-e și greu să povestesc. Ok. A, bun. A fost, a urmat practic din momentul acela în care mi s-a spus că mi s-a pus diagnosticul de litează biliară. A urmat partea aceea în care vezi, mai mergi la mai mulți doctori și încerci, nu știu, să obții o altă părere decât a primului. Adică în sensul că se poate trata și uh, altfel decât prin operație, uh, dar nu știu după vreo 3 4 uh, vizite, de fapt, consultări da, de specialiști și după ref refacerea, am făcut de mai multe ori analizele, practic la ultima, la ultima consultație, ultima ecografie, mi-a spus doamna doctor că, în general, ea nu este pro-operație, dar în cazul meu ori fac asta, ori s-ar putea să pățesc altceva mult mai rău, adică era riscul ca o pitricică să plece pe canalul biliar și de acolo o să dau în altă, în altă boală, în altă complicație și chiar putând fi mortală. Ok, bun, cam aceasta a fost așa o mică paranteză. Okay. V-am povestit toate aceste lucruri în ideea de a vă spune că practic am tărăgănat foarte mult lucrurile. Dacă era mult mai reactivă, o să vedeți și operația și recuperarea de după ar fi fost mult mai ușoară și de asemenea am insistat să consum mai mulți doctor pentru că nu eram sigură dacă operația este metoda cea mai nu știu, recomandată în astfel de în cazul acesta, dar nu am obținut, nu am obținut practic răspunsul pe care îl căutam eu în mintea mea. Ok, bun, în momentul în care am luat decizia că voi trebuie să fie operată, ultimele analize mi-au scos la iveală și altă problemă, și anume faptul că aveam hipotiroidă autoimună ceea ce însemna că nu putea să mi se facă anestezia, anestezia trebuia să fie generală în cadrul operației și atunci practic trebuia să urmez un tratament pentru tiroidă și în momentul în care se reglează indicii tiroidieni să abia apoi să pot să mă operez. Deci am început durerile, deci criza, crizele au început în februarie 2018 și am reușit să mă operez abia în la final de ianuarie 2019. Asta deoarece uh, tot timpul uh, m-am pus pe planul 2. Da, a fost... Uh, ori nu eram convinsă de diagnostic, ori nu vreau să mă operez, ori uh, treburile de la muncă erau mai importante decât propria mea uh, sănătate. Ok, pentru operație, deci diagnostica a fost colecistită calculoasă și operația a fost la paroscop. Operația am ales să o fac într-o clinică particulară, asta deoarece, bine, în primul rând mi-era foarte frică și în al doilea rând și din cauza, nu știu, vreau să... De fapt, mi-a fost frică de spital, nu știu, de modul cum aș putea fi tratat acolo și de condițiile din România. În păcate ăsta e adevărul. Și pentru că da, refuzam să, nu știu, aceste practici românești care se poartă în sistemul de sănătate, nu, nu, nu sunt compatibile cu valorile mele și atunci am preferat să, să aleg sistemul privat. Da. Asta e tristul adevăr. Ok, bun, operația. Operația a curs a durat cam o oră. A fost foarte așa, totul pe repede înainte, m-am -am internat de dimineață, au început să-mi dea glicerină sau nu știu, să-mi bage niște ceva, niște seruri prin, prin mână. Da, și apoi, pe la ora două, am intrat în sala de operație, am fost anesteziată. Adică aminte că am stat ceva de genul așa. m au pus așa do un doctor, m-a uns cu... nu mai știu. Operație domnul doctor Palade, um, pentru că el m-a operat. Um, da, mi-a spus că i-am dat un pic de furcă. Că am avut 200 de pietricele de scos, tocmai din cauza aceasta, chiar dacă am fost la paroscop, am incizia, a fost destul de mare aici în mijlocul pieptului și de aici urmează episodul în care cu, cu partea cu recuperarea care de asta spuneam că dacă oarecum făceam lucrurile, să se miște mai repede, recuperarea ar fost mult mai, mult mai ușoară, deoarece am avut foarte multe pietre, adică practic fierea era lipită de pietre. Atunci operația a durat mai mult și bineînțeles au mai fost și alte și alte mici implicații Odată cu această operație, atunci recuperarea a fost mai ușoară. Am avut două pungi, dar mă rog, ca să se elimine toate resturile sau ce rămâne după operație. Și a fost. a fost greu. A fost greu acea perioadă, chiar dacă. Chiar dacă a fost o clinică privată, totuși depindeai de, nu știu, de doamna asistentă ca să vină să te îngrijească, să-ți schimbe pansamentele, să-ți dea calmante, să, nu știu, ce, pentru că am luat tot felul de pastile de, de pentru atenuarea durerii în primele zile. Și știu că eram cu o doamnă mai în vârstă în mine, care în cameră, care a fost și-a operat de același lucru, doar că i-a avut o singură piatră, cei drept mai mare decât a mea, dar doamna s-a recuperat mult mai, mai repede. Pentru că și am ascultat povestea ei și mi-a și spus că ea, practic, la prima, nu știu, prima criză biliară, cum am avut eu acele spasme, practic, ea nu mai s-a pe gânduri și s-a dus și a făcut analizele, și-a făcut consultația, ecografie și, și s-a operat. Asta deoarece riscul ca să ți se întâmple ceva, dacă rămâne acea piatră, este, este foarte mare. De fapt, dacă pleacă acea piatră, este foarte mare. Uh, ok, uh, mulți confundă pietrele de la fiere cu pietrele de la rinichi, nu este același lucru, pietrele de la rinichi se pot dizolva sau mă rog, există și niște metode naturiste uh, pentru a le scoate și pentru fiere am auzit că ar exista astfel de metode, dar nu recomand pentru că unul sunt, adică îți asumi un risc foarte mare <laughs> și asta doar în cazul în care ai o piatră, dar dacă ai mai multe, cum am avut eu 200 mititele și o să vă las și poze, Uh, nu nu este riscul foarte mare, că viața voastră uh, este mult prea prețioasă ca să vă asumați uh, un astfel de risc. Ok, uh, bun, regimul de după, da, post-operatoriu. Uh, am avut, da, am avut regim uh, vreo trei luni de zile. Uh, bine, foarte strict în prima lună, da, cu... Uh, alimente, bineînțeles, foarte foarte slabe, dar caloric, astfel încât să nu se mai declanșeze. De fapt, stomacul, ne mai având bila, da care să mă ajute să digerem mâncărurile grase și care, fiind, practic, ce se întâmplă după ce nu mai ai bila poți să trăiești bine, mersi, adică eu sunt foarte bine acum asta, bine, urma să vă zic doar că până se readaptează și până se reobișnuiește stomacul cu noul mod de a funcționa, bineînțeles că la început încă o să fie greu și atunci practic mai pot apărea acele senzații de vomă sau nu știu, dureri de stomac. Ok, deci am urmat regimul. Bine, chiar mi-aduc aminte că am încercat eu oarecum să fentez acest regim într-o seară din păcate, și mi-a fost foarte, foarte, foarte rău. Am vomitat. Deci de asta știu că trebuie să respectați acel regim. Uh, ok, bun, însă după uh, după acea perioadă, și am avut și pastile, da, pansamente, da, până mi-am curățat uh, acele cicatrici, uh, dar ele în timp o să vedeți uh, bine, vor rămâne. Va rămâne urmea, dar ele vor fi foarte mult diminuate. Ok, după însă acele trei luni, stomacul se reobișnuiește, și acum nu am nicio problemă în a mânca orice tip de mâncare. Pentru că, în aminte, hai să vă zic care sunt alimentele care generau practic acele crize, este vorba despre murături. Deci orice, nu știu, murături, aveți murați, deci totul era obligatoriu, trecea prin stările acelea de, de vomă și rău. Vinete, icre, tot ce era gras, tot ce era prăjit. Astea îmi vin în minte acum, deci tot ce din, din, experiența, din experiența, mea, dar bineînțeles că pot, mai, mai pot fi și altele și depinde de fiecare. Um, Ok, și uh, cam atât. Acum, uh, acum sunt, uh, sunt foarte bine, dar, bineînțeles, episodul acesta uh, a, a lăsat oarecum uh, anumite uh, traume, așa, uh, personale. Da, nu doresc nimănui să ajungă pe masa de operație. Uh, OK, și mai este ceva ce nu am precizat. De obicei sau știu că doctorul m-a și întrebat dacă am astfel de cazuri în familie, da, deci dacă se moștenește genetic și eu de fiecare dată am spus că nu, nu am pe nimeni care să fie avut această această boală sau să se fie operat. Um, ok, și atunci deci înseamnă că uh, ok, există posibilitatea să uh, se transmită genetic, da, să adică nu știu, unul dintre părinți sau bunici sau uh, orice altă rudă, da, dacă a avut a, a trecut într un astfel de caz, e posibil și uh, există o probabilitate să ai și tu. Dar dacă nu, uh, se poate face și pe fond uh, de stres sau pe fondul unor supărări. Uh, ceea ce a fost și cazul meu. Adică, practic. Uh, da. Practic este bine să fim, uh, să fim mult mai uh, liniștiți și fericiți în viața de zi cu zi, uh, pentru că altfel nu vom ajunge să ne îmbolnăvim și să privim lucrurile mult mai... Uh, um, mult mai liniștit, să da? nu acordăm o importanță atât de mare uh, unor lucruri care nu merită. Da? Adică să ne stabilim care sunt valorile și prioritățile noastre. Și voi, sănătatea voastră, să fie, dacă nu prima, printre primele priorități. Okay, o să vă las și câteva poze cu din perioada respectivă, da, și cu pietrele. Sper să mai găsesc prin telefon, deoarece recunosc că le-am șters o mare parte dintre ele. Ok, încă o dată, acesta este strict povestea mea, da. Deci, ceea ce, cum am trăit eu, practic, acest diagnostic, da, și cum am ce, ce consecințe a avut asupra mea. Nu trebuie însă să le luați mota moda, literă de lege. Trebuie în primul rând să aveți suspere la unui specialist, să faceți analizele de sânge, da, ecografie și bineînțeles să vedeți împreună cu medicul ceea ce vă recomandă în cazul unui astfel de diagnostic. Eu ce pot să vă zic este că dacă aș fi făcut demersurile mai de timpuriu, atunci totul ar fi fost mult mai ușor și să vă puneți încă o dată pe primul plan și să nu ignorați anumite simptome, da? Adică ele nu trec de la sine. Pietrele nu se uh, nu se dizolvă, nu se, deci și pietrele la fiere nu se dizolvă. ele se pot doar, uh, ele se pot doar uh, elimina Ok, față de pietrele de la Renichi. Bine, eu vă mulțumesc că m-ați urmărit până la capăt. Vă pupăcesc și vă spun pe data viitoare! <fixi>